Dragilor, cabana din spatele meu probabil este una dintre cele mai cozy cabane la care am fost vreodată. Haideți să vă prezentăm! Când am văzut la intrare că arată așa din exterior, m-am gândit, mamă, unde am ajuns, hai să vezi că în interior nu o să fie prea frumos, o să fie așa, ca o cabană foarte veche și nu o să arate deloc primitor în interior, dar ghiciți ce? Încă de la intrare, Montebello Chalet, așa cum se numește cabana, aici avem un șemineu și camerele arată într-un mare, mare fel. Cabana este de 4 persoane, adică de 2 cupluri. Și în prima cameră, din câte vedeți, are și un stand deasupra patului care atârnă și sunt puse mai multe chestii verzi cu flori și așa mai departe. Este absolut cea mai romantică locație în care am putut să fim vreodată. Este atât de cozy. Până acum m-am plimbat pe afară și mi se pare că atâta liniște cât poate să-ți inspire locul ăsta și atâta stare de bine, ceva incredibil. Abia așteptăm acum să ajungă și prietenii noștri și să vedem ce părere au ei, dar cu siguranță că o să le placă pentru că e foarte tare loc. Am fost la All Inclusive în multe locuri și ultima dată am fost în Egipt și credeți-ne că locul ăsta, cred că cel puțin pentru mine, îmi inspiră mult mai multă liniște și odihnă. Prima cameră arată superb, nu mai zic de faptul că aici este canapeaua asta drăguță, o măsuță de cafea care și ea este din lemn, bineînțeles, până și suporturile astea pentru ceașcă imită lemnul. Măsuța de luat masa și ea este superbă. Aici avem un place card cu Montebello Cabin. The cabin to feel like home. Chiar că feel like home. Și aici avem welcome. We are so happy you are here. Let us know if you need anything. Please enjoy your stay. Bineînțeles, avem și lumânărele acestea aici. Camera a doua, care și asta arată cam așa. Lucrurile stau foarte bine aici, e superb și cred că o să ne placă foarte mult weekendul acesta, pentru că stăm de vineri până duminică. Era mișto să avem niște biciclete pe care să le aducem cu noi aici și să ne putem plimba prin jur, pentru că foarte, foarte aproape, la chiar un minut de mers pe jos de cabana aceasta, sunt câteva atracții turistice pe care o să le vedem în curând. Dragilor, prima dată înainte de toate, trebuie să punem sănătatea pe primul loc. Iar pentru asta avem nevoie să facem mișcare și să avem o alimentație potrivită. E bine să știți că pe site-ul Jim Beam găsiți alimente sănătoase, suplimente alimentare și să nu uităm de aceste haine superbe care vă vor ajuta cu siguranță să faceți activitățile voastre sportive preferate cu mult mai mult drive. Aveți de asemenea și codul meu de reducere RADU5 pentru reduceri suplimentare la comenzile voastre. Toate detaliile și linkurile de la produsele mele preferate se află în descriere. Aici este zona de luat masa, zona de luat masa din interior, pentru că mai avem un loc amenajat foarte frumos afară. Este superb acest living, avem și o canapea unde putem să stăm cu o mini măsuță de cafea. Bucătăria este utilată cu absolut tot ce are cineva nevoie, inclusiv aparat de cafea, care funcționează cu cafea boabe, ceea ce este foarte bine. Asta înseamnă că o să ne facem o cafea super bună mâine dimineață. Avem chiuvetă, vase, aici avem o plită dacă vrem să gătim ceva, frigider, cuptor cu microunde, televizor, deci absolut tot ce ai putea să ai nevoie. Haideți cu mine să vă arăt cel de-al doilea loc de luat masa, asta după ce o să trecem pe aici, pentru că inevitabil n-am cum să nu vă arăt și acest loc unde putem să facem un foc de tabără, să ne așezăm aici în jurul lui cu un pahar de vin sau cu ceva de băut. Arată absolut senzațional. Dreaptă avem și zona de grătar, unde o să și facem un grătar zilele care urmează. Iar aici, vis-a-vis, foarte tare chestia asta, adică faci grătarul și nu te mai duci până în casă cu toate. Bine, poți să faci și asta dacă vrei. Dar este aici o zonă super faină, terasa asta, și nu știu dacă ai încercat-o, iubitule, dacă am făcut asta, colțarul ăsta de terasă e incredibil de comod, mă, dar mie nu-mi vine să cred cât de comod e și ce bine stai aici. Uite-te și tu ce atmosferă, ce vibe fain este locul ăsta. Și acum, punctul culminant al acestei cazări și motivul pentru care am ales cazarea asta, sinceră să fiu, pe net, pozele arată super, însă nu poate să reflecte realitatea ce se vede în poze, cu mult mai frumos. Și
cum vă spuneam, punctul culminant este această seră care adăpostește un jacuzzi. E superb și că tot vorbeam de romantic. Uitați-vă și voi cât de bine arată locul ăsta și în spate pe aici nu mai sunt cabane, e doar pădure. E foarte intim, foarte cozy, cum zicea și Radu, deci e superb, superb. Hai și aici. Taram! Cât de bine poate să arate locul ăsta cu florile astea aici, frunzele, mă rog. Acolo avem prosoape cu tot ce avem nevoie. Aici am văzut că avem și o frapieră, e asta? Frapieră, da. Unde o să punem gheață, o să băgăm aici ceva de băut și o să ne simțim foarte bine, iubitule, cred. Jacuzziu aici, am bucur foarte tare că e acoperit, e închis. O să stai liniștit și iarna și vara. Patru locuri, bineînțeles, două cu două. Cabana este pentru patru persoane, atât. Nu este, nu se închiriază pentru mai multe persoane. De asta avem două dormitoare, zona comună cu living, bucătărie și baia. Și zona asta peste tot. Este perfect, spațiul perfect pentru 4 persoane. Atât de bine cum e gândită pentru 4 persoane, mie nu vine să cred. Da, foarte rar mi-a fost dat să găsesc o cabană strict pentru 4 persoane. Adică găsești pentru 6, pentru 8 și de cele mai multe ori ajungi să vrei să mergi doar în 4 și să nu poți pentru că poate trebuie să plătești un preț extra pentru că găsești o cazare, dar care este destinată pentru 6 persoane și atunci tu trebuie să plătești mai mult, evident. Dar cât de bine e compartimentat aici pentru 4 oameni, e perfect. Iar aici la intrare avem o parcare privată unde încap perfect două mașini. Băi, atât de bine compartimentat locul ăsta pentru două mașini, două cupluri, patru persoane. Ceva incredibil. Poarta totdeauna trebuie să stea închisă pentru a evita oarecum să vină ursul. Am înțeles că sunt și urși în zonă, dar în momentul în care tu nu-ți lași mâncare pe afară și închizi poarta, pentru că totul este închis cu gard, e aproape imposibil să ajungă în interiorul curții ursul. Dar în orice caz, acum trebuie să deschidem și poarta pentru că vin prietenii noștri. Noi am deparcat mașina aici, o să trebuiască să ne ducem și bagajele în interior. Și aici, welcome Montebello! Bine ați venit la cea mai cozy cabană la care am fost noi până în acest moment. Avem aici o delicatesă, o tartă super populară. Știți voi, tarta prăjiturelei. Și mulțumim pentru tarta asta prietenei mele, Ramo, care acum o să ne și tai o felie pentru că nu mai putem de poftă. Deci am văzut-o până am venit aici pe drum, mi-a trimis poză cu ea din mașină, salivam. De nu vrei să știți, așa că acum o să... Bă, dar adevărul că arată într-un mare fel, adică... Cât ți-a luat să faci prăjitura asta? Mi-a luat în jur de 30 de minute, foarte repede merge. Perfect, no, hai să mâncăm că și eu abia aștept. Și bună și rapidă, vrem să mâncăm niște tartă, pentru că arată prea bine și nu poți să rezist până dimineața la cafea. Și după aceea ne schimbăm. Așa. Și mergem în jacuzzi, unde o să fie super. Aici s-a lăsat chiar frig în seara asta. Și ne gândim că dacă o să mergem acolo și ne băgăm la vreo 35-40 de grade în apă. Păi da, dar nu te-ai gândit la un lucru, după ce ieșim de la 35 și venim la fric cu mie. Avem halate. E bine, dragilor, printre atracțiile locului, să spunem, se află castelul de la Valea Zânelor. Da, castelul de Lut, de la Valea Zânelor. Bine cunoscutul castel unde toată lumea își face poze. Și am fost foarte plăcut surprins și am aflat chiar în ultima zi, înainte de a veni la cazare, faptul că facem un minut pe jos de unde stăm noi, adică stăm doi pași mai încolo și fix în fața noastră este intrarea de la... Chiar aici. E foarte, foarte aproape intrarea și acum o să mergem să vedem cum este, pentru că din dronă se vede extraordinar de frumos și cred că e locul ideal să facem o ședință foto și un reel superb pentru Instagram. Așa că dacă nu ați intrat pe Instagramul nostru, ar fi caz să o faceți la Adriana și la mine, să vedeți ce reel-uri au apărut de aici și, de ce nu, stați aproape să vedeți cum e și dacă merită să veniți la castel aici. Tocmai am plătit intrarea, este 70 de lei și asta pentru că se face o tranziție dintre obiectiv turistic și hotel. Și hotel, pentru că castelul va fi pe viitor, am înțeles, într-o
o săptămână o să se schimbe acest regim de plată și va fi probabil altceva, pentru că va fi hotel și ca să nu se facă tranziția brusc de la punct turistic la hotel, s-a găsit calea asta de mijloc. Ca lumea să se obișnuiască cu gândul că urmează să fie hotel și să nu vii aici să intri să vizitezi. Cazați, să zicem așa. Să intri peste ei în cameră, oh, bună ziua, ce faceți? Sunteți parte și din... Și plata acestui bilet se comportă practic ca un fel de voucher pe care poți să-l folosești în incinta castelului pentru băuturi, mâncare, etc. Pentru că aici este și restaurant. Deci, teoretic, dacă vii puțin flămând aici... E perfect. Pentru că nu mai plătești deloc intrare cum ar veni, pur și simplu îți plătești mâncarea cu banii respectiv, băutura și așa mai departe. Hai să vedem totuși cum arată și nu ne lăsăm până nu scoatem și noi niște poze și niște reel-uri de aici, pentru că, din câte vedeți, e superb. Așa arată castelul din spatele meu, una din, să zicem, căsuțe, pentru că mai este și acolo o zonă. Castelul mare, asta e, cred că e o anexă. Sau cred că e o anexă. Hai să vedem. Se poate comanda mâncărică din banii, adică din voucherele pe care le-am plătit la intrare și am înțeles că se poate lua nouă, de exemplu, nu ne este foame ca să rămânem să mâncăm aici pe terasă, care apropo e foarte drăguță, se aude și râul pe fundal, e super liniștitor. Ideea este că nu ne este chiar foarte foame acum, dar vrem să luăm ceva pentru acasă, așa că o să luăm niște ciorbițe și mai vedem ce ne mai face cu ochii. Gata, noi am ridicat și comanda, o să mergem la cazare pentru că e aproape aici și o să mâncăm cu toții. Ideea este că locul ăsta chiar este privit ca pe un loc turistic, ca pe o locație unde să vii și să vizitezi, dar este o proprietate privată și cred că decizia lor este de a exploata cât mai mult locul ăsta, astfel încât să ai și o experiență mai deosebită. Pentru că mă gândesc că dacă locuiești cel puțin o zi, două, trei în... cu astfel de casă, cu siguranță ai o altfel de experiență decât doar să vii să vezi ce se întâmplă pe afară. Iar ca și o concluzie, ca să zicem așa, acum la plecare, în faza asta intermediară, dacă stăm să ne gândim bine, chiar merită să vii și să plătești acei 70 de lei, deși inițial mi s-a părut puțin cam mult, acum pentru că am văzut că putem să ne luăm mâncare de toți banii aceștia, inclusiv la pachet, adică nu te obligă să rămâi să mănânci acolo, mi se pare chiar rezonabil. Noi nu eram flămânzi acum, dar dacă ne era foame, cu siguranță era un mega pont să venim să mâncăm aici și să vizităm acest loc. Nu de alta, dar ați văzut că locația este superbă, să stai la masă, să mănânci, apa este lângă, castelul în cealaltă parte este absolut un peisaj magnific. Cu siguranță unul dintre cele mai frumoase locuri în care poți să mănânci în România. Pentru cei care sunt pasionați de hiking, de trasee montane, chiar de aici am descoperit că este un loc foarte bun pentru a te opri, a veni a campa, să spunem, și după care să faci traseul până pe vârful Moldoveanu, cel mai înalt vârf muntos de la noi din țară și cu siguranță se merită. Am văzut că este destul de aproape de aici de unde suntem noi, deci pentru cei pasionați locul ăsta este ideal să vă apucați de trasee montane. E bine, dragilor, noi am ajuns acasă, cam asta a fost escapada noastră de weekend. Lăsați și voi în secțiunea de comentarii dacă ați descoperit de-a lungul timpului și alte cazări interesante din România unde ar merita să mergem și noi și de ce nu, poate facem și un material de acolo. Nu uitați și de codul de reducere RADU5 pe GymBeam dacă vreți alimente sănătoase, suplimente alimentare sau, de ce nu, echipamente sportive și până data viitoare v-am pupat. Ciao, les!